Și mergem la un caz grav din Focșani. Sunt gesturi incredibile care au fost făcute de un bărbat din localitate după ce a atacat cu toporul un magazin din oraș, urmărit fiind apoi de poliție. A încercat să provoace o explozie puternică, fisurând o țeavă de gaze. Cu mai multe informații despre acest caz care s-a întâmplat, doamnelor și domnilor, în urmă cu o oră, vine Andreea Borboros, corespondent NewsHour with CNN. Bună seara, Andreea! Bună seara, Ana, bună seara tuturor. O desfășurare de forță absolut impresionantă astăzi la Focșani în încercarea de a prinde un bărbat în vârstă de 41 de ani. Un apel la 112 anunța faptul că în incinta unui magazin s-ar afla acest bărbat care are asupra sa un topor. Cei care au făcut apelul la 112 au anunțat că inițial bărbatul a reușit să spargă geamul ușii de acces, a avariat luneta unei mașini și a folosit un spray lacrimogen cu care a pulverizat la întâmplare. Sosiți la fața locului, polițiștii au descoperit că bărbatul reușise să se baricadeze într-o locuință situată în imobilul din imediată apropiere a magazinului, însă la vederea echipajelor de intervenție, bărbatul a tăiat țeava de gaz și a folosit o flacără deschisă. Mai exact, acesta a reușit să aprindă un recipient din plastic pe care l-a aruncat lângă țeava de gaz. S-a deschis focul, motiv pentru care pompierii au fost nevoiți să intervină, asta pentru că fațada din polistirena unei clădiri a luat foc. În cele din urmă, luptătorii din cadrul SAS și jandarmii sosiți la fața locului au reușit să pătrundă în locuința bărbatului de 41 de ani, acolo unde l-au imobilizat, iar mai apoi l-au dus la sediul poliției din municipiul Focșani. Cel mai probabil acesta va ajunge internat într-o clinică medicală de specialitate, iar asta pentru că era extrem de agresiv și nu se putea comunica cu el în momentul capturării. Andreea Borboros, îți mulțumim foarte mult pentru această corespondență.